compania prevenției cazurilor din NEP, deoarece pescarii, în timpul agrimentului pescuit, s-au împotmolit firul undeva în plantația uscată din apă și uitat dacă atunci la implicare pentru a o scoate. Evitat scaldatul solidar de unul singur, fiindcă în caz ceva, dacă nu fi întâlnit, dumneavoastră să aveți la cine strigat după ajutor. Aveți copii și plecați cu dânsii la scaldat, deci nu-i lăsați singuri în apă, nu-i scăpați din vizor, ei sunt foarte imprevizibili. Trimiteți și la alte persoane în cadrul familiei, pentru cât persoane mai mulți sunt informați, cu atât ai asta e păcate. Clar, da. Noi vă spunem o zi bună. Mulțumesc. Vrut totuși să întrebăm, am văzut că v-ați efectuat îmbăierea. Sunteți la curent? Aveți cunoștință de reguli de comportare în timpul bazinilor, la bazine acvatice, în timpul scăldatului? Unde se poate, cum se poate și așa mai departe? Nu, e drept la mal aici, o lecuțic m-am spălat, nici nu m-am vărât departe. Deci, în baza la materialiste informative, o să redat și ulterior la alte persoane, fiindcă o societate informată este o societate de fapt protejată. Avem cazuri, dacă luăm pe an trecut, 20% din cazuri de persoane s-au necat anume din cauza la pescuit. Fie că au plonjat din barcă, fie că s-au aventurat în apă pentru extragerea lesei cu cârligul care era și așa mai departe. Noi vrem să atragem atenția la reguli de securitate asupra pescuitului, locurile special pentru pescuit, nici într-un caz implicarea în apă sau la scaldat, în locuri mai ales neamenajate, cât și cea mai mare problemă, evitarea consumului de alcool. La general, tu știi careva reguli de comportare pe apă? Hai să-mi poți enumera câteva, nu multe. Trebuie ca să ai grijă ca să nu te scufuri și trebuie să ne nasc, trebuie să te bagi cu capul în apă. Ai niște reguli foarte bine știute, dar o să-ți mai completez cu două, da? Deci când vrei să te scalzi, da? În permanență, prezența să fie la o persoană matură, da? Din cadrul familiei. Tata, fratele, mama nu-i exclus, da? Cineva din apropiat, dar mai matur. La general, care sunt regulile de comportare în preajma bazinilor acvatice? Scaldatul în bazine acvatice fără persoană matură pentru a vă monitoriza este strict interzis. Altcineva mai știe alte reguli? Okay. Să nu stăm și lângă ea, dacă stăm, locurile periculoase lângă bazinele acvatice e strict interzis de a sta acolo. Așa, plonjatul e la înălții mari, inclusiv chiar și plonjatul propriu-zis, e pe mal, îmbrăcățiuni, coduri, este foarte periculos. Fiindcă noi nu cunoaștem albia bazinului acvatic, noi cunoaștem relieful. Nu avem asigurările, dacă nu-i loc special amenajat, că albea că e pentru scaldat. Ea poate să aibă pietre, poate să aibă crengi de copaci, poate să aibă chiar și găuri. În lipsa unui părinte, unui matur, deci evităm cât posibil scaldatul, mai ales în locurile și în lacurile, cum ați spus și anterior, care nu sunt amenajate. Pentru scaldat se folosește numai plajele special amenajate și care au supravegherea de salvamare. Dați-mi eu să-i dau. Eu la cum să-i dau. Ține, 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 transmite. Eu la cum să-i dau. Și din șoară. 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 Și din șoară.